Discuția despre compasiune pe care o avem în ultima vreme la Vox Domini ne-a dus și la întrebarea ce ar face Iisus în cartierul meu. După toate aparențele, Iisus nu locuiește în cartierul meu și se pare că nu am avea un răspuns direct la această întrebare. Ce avem însă în Biblie este consemnarea gândurilor, a faptelor, a acțiunilor lui Iisus Hristos așa cum le-au observat cei care l-au urmat îndeaproape, așa cum le-au văzut și le-au consemnat cei care au umblat zi de zi cu Iisus Hristos. Aceștia au văzut mila, compasiunea pe care Iisus a manifestat-o față de cei defavorizați, față de văduve, față de orfani, față de cei flămânzi, față de cei marginalizați și ostracizați chiar. Știm că Iisus Hristos a manifestat milă față de aceștia. Știm că i-a păsat de ei atunci când i-a văzut ca niște oi risipite fără păstor, atunci când i-a văzut în nevoie, atunci când a observat durerea unei văduve care se desparte de fiul ei și îl a înviat. Știm pe de altă parte că Iisus a folosit resursele lui și uneori a folosit creativ resursele altora pentru a împlini nevoile celor din preajma sa. S-a folosit odată de pachetelul de prânz al unui băiat, de 5 pâini și 2 pești, pentru a satisface foamea a mii de oameni care îl urmau, care ascultau mesajul și rămăseseră fără nicio posibilitate de hrană în pragul nopții. Știm de asemenea că Iisus a fost disponibil. S-a oprit pentru 2 orbi de pe marginea drumului care îi cereau milă și vindecare. S-a oprit atunci când cineva s-a atins de haina lui pentru vindecare și a acordat iertare, nu doar vindecarea. Știm că, în ciuda orarului aglomerat și a multor solicitări, Iisus și-a făcut timp pentru copii, pentru a-i binecuvânta. Mai știm de asemenea că Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să facă la fel. Atunci când i-a trimis pentru a predica vestea bună, că împărăția, că domnia lui Dumnezeu se instalează în Israel, le-a spus: vindecați pe cei bolnavi, curățați-i pe cei leproși. Și mai mult le-a spus: fără plată ați primit, fără plată să dați. Și de atunci încoace, comunitatea celor care îl iubesc pe Hristos și îl urmează pe El a practicat compasiunea și a devenit renumită pentru asta de-a lungul secolelor. Privind la Iisus, învățăm să manifestăm în câteva moduri compasiunea. Odată împlinind direct nevoile aproapelui nostru, oricare ar fi acestea, oricare ar fi cele pe care noi le putem împlini. Apoi, redându-i demnitatea, păstrându-i demnitatea, împuternicindu-l, așa încât, în timp ce îl ajutăm, să-l ridicăm din situația grea în care se află. Suntem în ajunul sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Sărbătorim întruparea unui Dumnezeu plin de milă, care a venit să locuiască printre noi, în grație, în cartierul nostru, pe strada noastră. Suntem invitați de acest Dumnezeu să ne alăturăm lucrării sale de compasiune tot aici, unde locuim noi. De aceea, întrebarea ce ar face Iisus pe strada mea devine o întrebare personală. Ce fac eu ca urmaș al lui Iisus Hristos? Ce fac eu ca reprezentant al unui Dumnezeu plin de compasiune pentru alinarea suferințelor din jurul meu, pentru împlinirea nevoilor simple ale semenilor mei, chiar ale celor mai puțin vizibili? Ce face comunitatea mea pentru a reprezenta și a demonstra lumii că Dumnezeu este plin de dragoste și plin de milă? Mandatul dat de Dumnezeu nouă rămâne neschimbat de mii de ani. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești dreptatea, să îndrăgești compasiunea și să trăiești umil cu Dumnezeul tău. Ce-ar face Iisus, totuși, în cartierul meu? Probabil că ar merge la poliție să întrebe despre tinerii delincvenți din cartier. Poate că ar merge la școală să întrebe pe diriginta copilului său despre copiii care au probleme în familie. Poate ar întreba pe medicul de familie despre bătrânii singuri din cartier. Poate ar întreba la Direcția de Protecție a Copilului despre copii abandonați în sistemul de protecție socială. Poate ar cere de la primărie lista de asistați sociali. Posibil că ar vizita spitalele pentru a vedea cu ce poate fi de ajutor celor internați acolo.
vă invităm să meditați și să vă rugați în legătură cu aceste provocări, să vă alăturați eforturilor deja în desfășurare în comunitatea Vox Domini și să descoperiți persoane sau modalități noi de a manifesta compasiunea față de cei mai neînsemnați frați ai lui Iisus.